salutare și bine ați venit pe canalul Fine Chef. Astăzi o să filmăm al doilea episod din începutul călătoriei. Am venit în București, la Exclusiv Fitness, la maestru Gherghel, să învețe arta pozării, exprimare și atitudine pe scenă. Maestre? În primul rând vreau să vă creionez în linii mari tot ceea ce ține de pozat și atitudinea pe scenă. Trebuie să aveți foarte, 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 foarte multă răbdare. Este un sport de perspectivă. Încercați atunci când aveți un antrenor, instructor, maestru, să-l ascultați, că încă nu sunteți în măsură să vă contraziceți cu el. Exact ca și cum ai vrea să înveți să pictezi și n-ai viziune. Legătura antrenor-elev trebuie să fie bazată pe respect și foarte, foarte multă disciplină. Astăzi vom începe cu litera A, cum ar veni în abecedarul culturismului, în tot ceea ce ține de pozat. Da. Întoarce cu fața. Stai mai. Îmi aduce aminte de mine, când eram junior. Are cam aceeași format și pe coaps. Eu aveam 59 de kg. Da, dar e mai înalt. Și cu 61 de kg am ieșit campion național, vă... 6 ani, 5 ani. Da, îmi place cum arată. Are structura ok. Pădul obi ce-ți faci cum arată. Niciodată nu te uiți la moșchii tăi, că nu vreau să vă uiți niciunul, vă uitați la moșchii voștri, ok? Cea mai prostie, lipsă de încredere, ca știi. Deci care vezi până că faci așa, are o problemă aici. Indiferent care moșchii mai. Ha. Foarte bine, dar un lucru, stop. Ai un fizic foarte frumos, ca să știi. Dar încearcă unul din picioare și nu mai faci așa. Și nu mai du pelvisul în spate. Că nu pozezi cu spatele și faci așa. Da? Am văzut, mi-a ținut, mi-a ținut chiar de culturismul la vechi. Erau niște culturiști prin Baia Mare. Așa pozau toți. Cu un spate. Da, da, da. Da, am o problemă la... Ia-te un pic. Ia-te un pic. Du piciorul ori în lateral, ori în față, să vedem structură, cum e. Ia, vino. Pune-te și tu sub un bec. Barem și pune-te sub becul ăsta de aici. Așa, mai puțin mai în spate. Puțin mai în spate. Atât. Mai în spate. Ca să zic. Atât. Atât. Ca. Coatele mai sus. Coatele mai sus. Coatele doar. Coatele. Ia-te cotul. Așa. Atât. Lasă jos. Stai relax. Stai relax. Du-l pe dreptul în lateral. Adică așa? În lateral. În lateral înseamnă lateral, mai mult. Așa, mă. Atât. Așa. Ha. Dar nu te întorci, ascultă-mi. Tu te întorci cu tot, ia tu leg. Stai drept așa, stai drept. Ia-te un pic. Du-o piciorul lateral. Ți-ți rămâne trenul superior aici. Nu te întorci, pozezi așa și publicul e aici. Da. Ha. Cum poți să-l răzba cu spatele la corte? Știu, știu. Așa, foarte. Mulțumesc. Extensitor aici. Cum poți tu? Și după aia te corectezi dacă e nevoie. Încheietura nu mai fă niciodată și încheietura rămâne pe dreaptă pe tot parcursul când pozezi. N-ai probleme cu biceps, cu triceps, cu... Am zis drept. Dreaptă, mă, nu mai băga încheietura în interior. Uite așa, prinde dia așa. Prinde dia ca să nu mai... Dia. Dia înseamnă dia din încheietură. Așa. Da. Stop. Încă o dată. Da, asta o poziționăm bine. Cu brațul ăla stâng, poți să ridici mai sus, să presezi pectoral. Aia. Uite în oglindă, repet-o de două ori în oglindă. Așa. Mai fă o dată. Ce ai făcut? Ai uitat să aduci pectoralul ăla? Adu-l, mai curajos. Așa. Ia mai fă o dată. Ca view, ca imagine, ca din punct de vedere vizual, se vede foarte bine. Musculatura se încordează progresiv, că am zis că inspir și expir, parcă te arunci și mergi pe sub tapă. Așa se face, deci când ai pozat și să mergi, că tu o să ai mușchi, eu să-i ai definiți și pregătiți pentru concursul ăla, nu trebuie să se face așa. Deci nu există sportiv să-l vezi, un sportiv elegant, nu-l cunoști după asta, un sportiv elegant îți face și zâmbește. Da? Da. Nu.
Nu, nu ești miner. E sportiv. Da, încearcă să crești frumos așa de... În aceeași poziție. Da, aceeași poziție. Așa. Hai. E diferență, zici că ești altă persoană, cum văd. Mai tremură o dată, așa, că asta e educativ pentru ceea ce face Florin cu voi. Vezi tremuri. Deci, când ești pregătit pentru un concurs ca idei, ți-am zis, musculatura se încordează progresiv. Că dacă nu încordezi progresiv, intervine tremuratul ăsta, care înseamnă lipsă de exercițiu. Așa o va vedea arbitrii. Dar nu este o lipsă de exercițiu, pentru că fiecare din dorința de a etala mai bine, și ce fac? Strânge musculatura acolo în exces. Nu ți-e să alți mușchi, tot aia care ai. Dacă o să vă uitați pe YouTube sau la un concurs la care am participat eu sau alt sportiv mult mai elevat în sport, o să vezi că niciunul nu tremură. E ca un vals, totul e fluid, deci totul se leagă unul cu altul, înțelegi? Nu trebuie să tremuri, că ăsta e un sport, e bodybuilding, arta de a asculta corpul, nu e ciobăneană. Asta o să rămână. Da? Hai, încă o dată. Asta rămâne, Mario, până aici îmi încep eu să vorbesc ca bău. Un cortez progresiv. Aceeași mușchi e, ca să știi. Da. Ha. Uite, ai văzut aceeași poziții. Much better. Foarte elegant și ai aceeași mușchi. Nu tu ești alții în plus și nici n-ai lăsat alții în urmă. Se vede ok, nu s-a mi supă nimic să vede în ceață. Se vede ok. Deci să ții minte chestia este obiecția pe care ți le spun eu. Că o să ai de câștigat, că dacă unul nu o să tremuri și tu o să tremuri, uite, vezi, o să pierzi. Dacă tu nu o să tremuri și o să tremuri celălalt, vezi de unde este legat asta din asta? O ieși bine sau? Da, da. Acum vadă pe el de sub față. De era afară. Și da, era afară. Ușor, ușor. Așa, foarte bine, bravo. Ia mai fă-le pe toate de la început, fără să-ți aduc eu nicio obiecție pe marginea pozării tale. Hai, Valicule, că e finală. Mă, ce frumos să stai. Aceeași mușchie, n-ai niciunul în plus dacă tremuri, spune Radu. Te uiți acasă și dacă tremuri și îți apare unul în plus, îmi spui și mie, pozezi și eu la fel. Da. Am fără spate. Bravo. Să ai triceps. Nu te grăbi, nu te grăbi. Vezi, am învățat frumos asta cu mâna. Se duce tot articulația omorului, deci mișto rămâne în față. Așa, presează un pic pe intercostal, dar era afară. Un pic. Așa, foarte bine. Depărtează coatele ca să facă... Așa. Ții coatele un pic mai depărtate. Ca să iasă și dorsalul, înțelegi, și să vadă frumos forma. Ia pune piciorul un pic pe vârful lateral ăla. Așa, așa, da. Așa, așa. N-are carne încă. Foarte bine. Ok, bravo. Deci, ia ăsta micul băgăm la clasic? Merge pe clasic la junior mici. Mergi la culturism și la național de el. Mergi la național. Nu stă rău picioare, dacă faci picioare, spune-mi. Dă-te puțin mai în spate, te rog. Atât. Stai mare. Cum ai vrut să stai la poze? Încordează și picioarele. Așa. Nu are picioare față de trenul superior. Păi nu, că e mare sus. E prea mare sus și eu zic că pentru mens fizic îl depuntează la cât de mare. Da, anul ăsta la mens. Deci la mens. Da, fă, pozează pentru mine să văd eu, Dolubiceas, fă Dolubiceas. Da. Nu fă prostie, nu, lasă dorsale, așa. Mersi. Ia, dă-i extensie toracică. Nu te uita la tine, nu te uita la tine. Stop. Cu el o să ai cel mai mult de muncă. Pe pozare. O să zic că mă duc cu mâini, drum, știu. Nu faci parte, care pozezi-o. Dar aici mă duc să-ți stai, încearcă să stai drept. Da, are spatele ăla de cioban. E jandarm, se vede că bate mult. Și cu mâna așa, da? Nu de ce duce așa, de chiu? Eu te cum mă duc eu. Așa. Lasă-o pe tine. Uite un pic. Pe camin.
La te zic că toți trească să vii cel mai des. Încă o dată. Bine. Ia-te un pic la mine ce faci cutia mea turat și șapte mea. Când duci mâna aici, când vine mâna aici și o faci cavitatea abdominală, da? Faci. Antebrațul tău, asta, așa. Și ridici în sus pectoral. Ia mi chica. Nu stă de la film. Ia și fă singur. Întoarce-te la mine. Ușor închipă. Nu mai du articulația vorbă spre în față, da? Doar finuța aici, până ce prinzi mișcarea. Dacă o să dezvolt ca un automatism și n-ai să mai duci. Ha. Stai drept. Aia. Așa. Lucica, pune-te lângă pierder jos, că acolo se vede cel mai bine. Alo, ia zi. Fă dulubice spate. Păi nu e în cutii jos? Așa. Păi ia, stai. Mulțumesc. Stai în telefon. Întoarce-te cu profilul. Pe tricepsul topi partea îl faci, nu topi brațul ăla, nu? Da, pe dreptul. Hai, dă-i bătaie. Stai drept, că ești un pic scifotic și eu la fel. Da. Dacă îmi pozez, nu mai am nicio treabă. Așa. Nu mai te duce că nu e pe necesar. Lasă-mă. Ia-te un pic, băi. Da, hai nu. Bă, stai cu până ta care pozezi tu. Bă, mișcarea asta circulară aici. Cu brațul ăsta aici. Da? Tragi pe el. Și vedem cum stai pe el. Așa. Și atrag un pic în față. Atât. Mai repede ce o trebuie. Lasă-o mă rog pe spate, nu-l du-mi față, stai că ai o problemă, tu, din coloana aia, așa. Și încă o dată. Ha. Și lasă-o mă rog pe spate. Așa. Întoarce-te la mine. Ha. Da, faci bine. Vrei să-mi mai reglezi zoom-ul. Lucică, uite-te în cameră, omule, că la el. Drept. Rebordul, întâlnești la toracal, rămâne în față, așa. Așa. Ha. Nu mai dă în față. Așa. Așa. Deocamdată e bine. Aici o să trebuiască să-l finisăm. Abdomen și corp. Atât. Ok. Hai la mens. Încearcă să stai în prima poziție. Cum știi tu? Și după aia te corectezi. Ce înveți partea asta, văd, da? Uite un pic. Ai făcut așa de aici, te-ai lăsat, înțelegi centru de greutate? Centru de greutate tot timpul. Când ieși pe asta, tot timpul centru de greutate pe piciorul care e piciorul pe toată tata, înțelegi? Faci aici, nu e aici, dezechilibrezi din cad jos. Este în față. Totul ce pe toată talpa are centru de greutate, da? Și de aici stai mare, te-ai întors aici și ai pus mâna asta în șol. Și că trăim pe autostradă acum.
la mine, niciodată. Pozez foarte, foarte robotic. Încerc să stai mai relaxat. Uite la mine. Prinde aglomerație, cred, pe București. Deci, ai piciorul ăsta în spate care l-ai tu, ești mare și un pic. Din start, când așa ai pus mâna aici, și-a lăsat aici, da? Nu-ți întorci, și nu mai jucam poziții, niciodată nu jucam poziții. Dacă trebuie să mă întorc cât mai mult. Te-ai întors? Păi da. Și nu te întorci din prima, de ce dai din lume? Nu mai dai din lume. Ha. Atât. Așa. Aia. Și dai la afară când te-ai costat la drept. Așa. Încă o dată. Că după aia îți iau oglinda. Ha. Așa. Hai, elegant. E, vezi că butucul nu e chiar atât de butuc. Foarte bine. E frumos cu zâmbet, ai văzut? I-am vrajat un zâmbet. Deci dator la mine, să știi. Vezi, așa te-am pus să zâmbești. Vrei să zâmbești și zâmbet de nu? Așa. Toți fac așa. Zâmbești, mă! Spare o poziție pe care le-am exersat. Vreau să mă pun în față. Duce un pic mai așa. Ca să vadă și mine, am aparatul ăsta. Bine. Da, mă, te filmești față cu tine. Față și profil. Vreau. Pe Instagram. Mâna aia, fă ceva cu ea, ia-te un pic. Perfect aici. Ha, nu o dată. Deci, când pleci, pozezi, fii culturist, fii imens, că faci așa, că faci așa, să fii ambele inteligent într-o armonie, da? Ai pus mâna asta aici și asta stă așa aici, sau când deci în prelungire, deci tu stai în prelungire. Da? Sau stai așa. Alegi, da? Dar nu când e respirat. Ala nu-i poznic, ai haos, e ceva haotic. Mă, arbitru-l vede. Așa. Nu, pumnul nu e indicat. Așa, așa, așa. E obișnuit ca la muncă, profesie. Da, 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 nu contează. Foarte bine, lasă. Fă-ți meseria aici, ești elegant. Și eu am fața asta așa și sunt cel mai elegant din ultimii 20 de ani. Hai, încă o dată. Azi vezi, în ciuda voastră, vezi cum o să pozez. Uite, să mai vedeți filmulețe care le faci, să o spozezi cel mai bine. Că îl aprindi greu, dar uite, foarte greu. Da, profil. Stai din profil, drept, 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 foarte drept, nu drept, foarte drept, că tu ești ca și mine, e o problemă. Ha. Poți, poți mai mult. Așa, asta e poziția. Așa, și nu ca și cum ai notat sub tapă. Așa. Așa, bravo. Încă o dată. Ha. Încă o chestie aici care chiar țin să fac o remarcă. Toți fac greșeala asta. Sunt multe moduri de a da aerul afară, pe scenă. Deci asta e valoare pe scenă, înțelegi? Sau pentru noi, ca și culturiști, clasic, nu contează. De ramul ăsta, culturist. Hai să-ți arăt o chestie. Eu pot respira din diafragmă și tu poți să nu-ți dai seama. Tu dacă ai făcut, cum ai făcut aici? Ți-ai pierdut din volumul cutiei toraci, ca să știi. Să țin în minte ăștia tine. Tu nu, când ai rău afară, în poziție de pe scenă și abdomen, ce vrei tu, extinzi toracic, orice poziție aproape, tu nu trebuie să faci să dai rău afară pe gol. Ia-te un pic. L-ai luat de aici, uite cum dai rău afară eu. Da? N-ai ce căuta gura. Pentru că noi, cutia toracică, avem plămâni, nu? Să faci volum. Ei, tu stai din volumetrie aia, da? Când ești aici, cât aici, eu pic. Eu pic la mine, eu pic la mine. Dar fac... Deci mă văd cât stic la aia de 200 de grame de apă. Încă o dată, nu mai fac greșeală. Atât că e visul tău. Atât! Întoarce în oglindă și fă și îmi spune dacă îți place. Visul tău, ai scăpat de făcut picioare de două ori pe săptămână, faci decât de trei. Nu mai faci picioare, să fac cu, dă-i, ești, dă-i să fac cu timing de recuperare și o să crească picioarele. Are femoralul foarte bun, știi? Da. Dă-i. Și te face mai frumos ca bărbat, spun așa, ca și idei. Da. Picioarele? Nu, modul ăsta de poziția asta când ai rău afară, îl obligă și îi se așează și fața. Ai înțeles? De două prestații. Da, da. Ia mai pozează pentru noi, că bă, că te iubești singur. Fă și hai, cu fața la noi. Și cu fața la noi, hai. Asta am spus. Da, hai. Stai drept, nu mai aveai, uite,
Aia ce spune ca și nu dai eu contribuie foarte bine că sunt bolnav țiric, pozat. Deci am aceeași problemă și nu pot să atrage. Așa stai. Are o ușoară cifoză, are umerii, a plecat pe față. Da, cifoză. Iar alergi Lucică? Da, faci cardio. Hai. Așa. Foarte bine. Uite și așa cu degetul ăla, e foarte miștoș. Așa, nu îți strângi pumnul că ziceai că îi bați pe acolo. Așa. Hai, încă o dată, ieși din poziție și intră în poziție înapoi, te rog. Vezi că fără uniformă n-ai vrea să pas pe nimeni. Hai. Hai. Atât. Așa. Zâmbe. Așa. Întoarce-te cu spatele. Ha. Du-o un picior drept sau stângă lateral. Așa. Mai mult pe spate din lombar. Așa. Și coatele un pic spre în față. Atât. Așa. Fă ceva cu degetele alea, cu mâinile alea, unul, așa. Ia du-te și un pas mai în față, te rog. Du-te un pas mai în față. Atât. Ha. Așa. Bravo. E bine, e bine. Cu față. Mai să verificăm un pic poziția din față. Stai cum îți vine ție, bine. De ce bine? Mai așa. Avem aia, doi mers fizic și un clasic. Ha. Până acum. Să vedem cum ajunge Cătălin. Spatele și poziția. Hai, care e rămâne. De cameră, e finalul. Ha. Nu, nu, stop. Nu ți-l lăsa prea mult. Centru de greutate e pe ăla. Tu l-ai mutat pe ăla. Și nu uita de rezume. Ha. 2, 3 și. Mulțumesc. Profil, drept, drept, nu mai lăsa capul jos, nu mai lăsa capul jos niciodată. Se vede foarte urât. Ha. Așa. Așa. Fața. Printre dinți. Așa. Uite ce bine stă așa, spun, deci are aliură, spun, dacă el pozează are aliură, spun. E frumos și la față. Da. Ha. Întoarce-te. Și la ce, mă? Păi ești frumos? Ha. Cine a zis asta? Ha. Dă-te mai în față, oleacă, te rog, pentru cameră. Ia mai în lateral, te rog, mai în lateral. Picior. Picior mai lateral, că dai în culturism. Mai în lateral. Mai în lateral, bro. Așa. Și mai... Așa, nu, e ok, e ok așa. Mulțumesc. Încă o dată, profilul celălalt, să te văd pe profilul celălalt ce faci. Că ai două profile, te întoarci ori stânga, 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 ori dreapta, 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 dreapta. Dar tu știi că dacă tot ești în mea ei, spune, la dreapta, la stânga. Hai. La fel. Așa. Fața. Așa. Mulțumesc. Cu fața. Încă o dată poziția de așteptare, așa. Și nu uita, brațul care nu l-ai în șold, scoți aerul afară ca să capezi volumetrie, înțelegi, pe dorsal. Rămâne talia mică să duci dorsalul în treaba lui, înțelegi. Hai. Așa. Da, foarte bine. Da, bravo. I-am dat drum. Ce ai învățat din chestia asta astăzi tu, personal? Am învățat să nu mai scut în brațele atunci când pozez la pic double biceps. Da. Am învățat să nu mai țin închetura flexată. Da. Și să fac mereu retroversie. Și pe lângă chestiile astea, am învățat să fac mișcările foarte lin. Foarte bine. Tu? Împreună am învățat cât de cât să fac o poză. Foarte bine. Să scot aerul. Da, să nu uiți chestia aia niciodată. Da, asta mi-a sunut mai ales la gen mâna liberă. Da, da. Aer scos. Da, da. Să zâmbești? Indiferent la ce divizii sau la ce disciplină v-ați duce, începi cu un ritm, termin cu un ritm. Și când vorbesc de ritm, nu vorbesc numai mișcările astea biomecanice care le faci pe scenă. Că tu atunci când ai simt pe scenă, indiferent așa de Gigi, Vasile, Ion, trebuie să intri cu atitudine pe scenă, nu intri așa și deodată te-ai făcut bun. Nu. Când te-ai intrat, ai intrat cu atitudine care vrei să o afișezi pentru sportivii sau pentru arbitrii care sunt acolo și părinții, familia voastră. Ai intrat, din prima, ai intrat cu ritmul ăsta așa. Așa ești până la final. Intri, vorba de diferite atitudini, înțelegi? Intri mai vivoi, așa o păstrezi pe tot parcursul, da? Dar asta trebuie să ai un control și asta, controlul ăsta o să-l prindeți prin exercițiu, da? Deci, bun. Intri cu un ritm, cu ăla ieși, da? Că atunci când ai flux, reflux de mișcări controlate sau necontrolate, se vede că nu ai făcut
nimic pentru asta, n-ai făcut practice, înțelegi? Și mai sunt și arbitri în România care mai știu. Și te vede din prima, te miroase. Eu pe tine te-am mirosit la primul Vicius, care l-ai făcut. Praf. Chiar îmi place. Tu ai un fizic mișto pentru men's fizic, să știi. Și el spune, el e mai, câți ani ai tu? 24. Ești mai mare ca toți, nu? Da. Se vede, are și maturitate, stă foarte bine. Iar tu ai un fizic frumos și ai timp. Aveți fiecare câte ceva, știi? Mai e devenit Cătălin de la Brașov, o să-l vedeți în clipul următor. Go! Cum te cheamă? Mă numesc Cătălin Marius. Eu sunt Radu Gherghel, încântat. Hai să încercăm să corectăm sau să construim pozițiile prima astea. Prima oară a venit întârziat. Bravo. Nu mă contez. În viață tot timpul ai probleme. Depășește-le. Hai să încercăm prima dată relax față. Mai curajos. Stai mare. Așa. Nu cum ai stat în poza aia. Așa. Și călcui, bagă-l un pic în interior. Atât. Ai coapsele foarte bune, să știi. Încearcă să faci dublu biceps. Așa, foarte frumos. Aia, înclinat în față, jurul tot timpul va sta jos. Atât, foarte puțin. Foarte frumos, ai o talie foarte mică, spune Radu, dacă nu știi, ei ți-o spune. Cred că îi place mâncarea. Mulțumesc, stop. Să definise și la 4 kg în 2 săptămâni. Nu contează, treci peste vorba lui Florin. Nu, n-ai mâine concurs. Îți spun ca idee, nu trebuie să-ți fie frică să faci ceva, în general în viață. Dar când ai să intri pe scenă, ai 2 minute ale tale, ca idee. Și ți-am spus, și mă repet, te duci la un meci de box, toți știu box. Cel mai tehnic câștigă. Când te duci la un concurs de culturist, toți au mușchi. Tu nu vrei să ieși ultimul, spun ca idee. Toți sunt cam la același nivel, diferență de 5-10 puncte, cam așa de obicei. Aici jonglează, 5-4. Primii 3 o să fie de 2-3 puncte, următorii 3-6. 5, 6, 10 puncte uneori. Tu punctele astea le câștigi pozând, ca idee. Ai înțeles? Dacă nu pozezi, vine unul care este mai puțin înzestrat genetic, dar știi să prezinte. Pentru că acolo tu nu vii cu nicio gantere sau cu o bancă de împins. Domnule, eu împing 220 la piept 10 mișcări. Nu te ajut cu nimic. Ăsta e un sport elegant. E un sport a iluzii. Tu ești un văzător de iluzii, ca și la femei, știi cum e. Dacă știi să pachetezi bine, o ai. Dacă nu, o ia celălalt. Mai fă o dată. Ce frumos aici. Are suplețe. Da, cel mai frumos din tot. Mai bătrân coatele. Cum? Coatele sus. Cel mai... Are cea mai mulți ani de sară legat dintre ei și cel mai multă cunoștință. Da, dar nu poți să niciodată el. Niciodată. Dar are flair. Ai eleganță, știi. Fă amforă, spre exemplu. Amforă față. Fă amforă față. Degetul mare, uite un pic. Stai acolo. Degetul mare e aici. Tragi dorsal. Da? Majoritatea greșelilor în pozii că îți face tot să duc aici. Te pierzi aici. Ia uite cum îți faci. Pentru amfora față, tragi de aici. Uite ce fac eu cu rebordul la rebord toracat. Uite și la rebord. Da? Trage cutia toracică, da? Bam! Și s-o opri cotul când ajungi în ușă. Dă-i, e o tendință spre în față. Atât. Asta e amfora, da? Nu duci coatele în față, tot un pic spre în față. Niciodată să nu mai faci greșeala asta, da? Te cocoșezi. Cât de bun ai fi, pierzi de puțin 2-3 puncte, vedeți, la fiecare poziție. Da? Încă o dată, cu fața la mine. E bine să faci studiu în oglindă, dar după ce faci studiu în oglindă ca idee... Dă-te puțin mai în spate. E bine să-ți iei oglinda, pentru că pe scenă nu o să mai ai oglindă. Și vezi că am învățat foarte mult să pozeze și când am luat oglinda, praf. Acum deja oricum mă simt. Vin? Da. Ușor. Colega, vină puțin. Ce știi, că mea stai acolo lângă tata Gherghel. Stai jos, că acolo se vede ce mai bine. Dacă stai jos fix lângă Gherghel, îl prins complet. Mai fă o dată. Așa. Întoarce-și cu spatele. Mersi. Stop. Închide, pune stop. Hai să mergem ca o fetele. E clasă. Dacă știi să-l și închei. Hai că faci, nu s-a. Să
De la început, dă-i drum de la început. Sau în plus ăla de aerobic. Auzi, dă-te în spate, și... du-te în spate, 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 așa. Că vreau să bate luna toată pe tine. Așa, altceva. Stai mare, stai mare. Curaj, că nu ești piscină, nu ai dușmani lângă tine, n-ai adversari, ești tu cu tine. Hai. Așa e perfect pe și presează-ți camera. Tu piciorul ăla. Atât. Mulțumesc, amforă. Nu te grăbi. Ce frumos are spatele. Da, tot și centura de sus. Și tare și clavicule. Are și coapse. Da, da. Are și gambe, ce-mi mai aș dori eu din suflet. De fiecare dată când pozez, te înclin 10 2 grade, grade mai în față. 10, 10, 10. Și înclină-te puțin atât, pe față. Atât. Atât. Mulțumesc. La dreapta, la stânga, pe ce parte pozezi tu? Stai chestul. Ha. Stop, stop. Din prima ai plecat prost. Altă viață. Încă o dată. De la poziția față. Încă o dată. Vreau să-l filmez pe per total. Imagine ok. De ansamblu, Florin. Pentru că eu rămas cu prea minunat. Acest pizza, ești propriul tău focușar. Deci cum sunt focușarea care fac așa? Mâna ia picior. În orice mâna ia picior. Uite, pic, că ai făcut așa. Te-ai dus așa. Ia te le înveți așa o dată la prima lecție, așa, un pic fiecare. Acum curățăm acolo. Piciorul trebuie să creeze spații. Eu n-am cum că prea... Nu mai ai pus să crezi că nu poți. Atât, nu crea spații asta aici, da? Ai tras aici, ca să știi, plin, compact. Încă o dată și după aia faci fără oglindă, spre mine. Hai. Du-te acolo. La dreapta. Apasă piciorul celălalt. Nu mai dansa în poziție. Avem al doilea dansator. Al doilea dansator. Încă o dată, poate la un minut. Hai să luăm pipil așa, da? Încă stai profil. Mai luăm câte o pauză de la ei, mergem să-i filmăm și pe băieții care se antrenează. Aerul nu se dă afară în gură, deci respir din diafragmă. Eu pot sta așa, dar respir. Până aici să ajung aerul. Îmi revin la Cătălinul nostru. Îmi dai pe dinința, mă. Tu, ca și volumetrii, dacă stai așa, de exemplu, și dă aerul afară, ce fac eu? Îmi pierd din volumetrii, nu? Ia uite un pic. Mă simt cu ceva? Mă simt aerul afară din diafragmă de aici, da? Să dai progresiv din timp, din timp, din timp, din timp, din timp. Colegii tăi au făcut aceeași greșeală. Hai, încă o dată. Ai pierdut 3 trenuri, dar tot ai ajuns. Hai. Da, mă, bravo. Care e lecția de azi? Că tu ai zis. Dacă se închid toate ușile aici și făceam ca orice soluție. Eu de obicei am intrat pe dedesubt, am făcut gaură și până
Am ieșit prin pardoseală de fiecare dată. De la prima, da? Da, foarte bine. Atât. Foarte bine ai trăit. De bine. Le-ai legat atât de bine încât au fost toate mișcările și inclusiv aia din față, foarte fluid. Am fost. Bun. Asta e ultima cu toate, nu? Da. El își cunoaște anatomia corpului uman, asta îl salvează enorm. Știe fiecare mușchi unde e inserat. Da, spun că ai idee ce înseamnă că se întâlnește talentul cu muncă, ca să știi. Și la mine la fel. Am practic 20 de ani, dar e și un strop de talent. Știi cum spunea Florin Piersic? Lasă-l să respire. Dacă nu ai un pic din noroc, ciugulești bârzoiul. Hai. Next. Side chest. Hai. Asta nu înseamnă că nu trebuie să... Să muncești. Da. Când talentul întâlnești munca, se întâmplă lucruri fenomenal. Flexează puțin celălalt picior din spate. Nu, lasă-l. Hai. Lasă-te te curezi mai încolo. Iau ce frumos. Următoarea. Dublu bicep spate. Da, da, da. Un picior puțin în spate, te rog. Piciorul în spate, piciorul în spate. Așa, și strânge fesierul ăla. Nu mai te mângâia. Nu te mai mângâia. Atât. Bravo. Tricep. Amforă spate. Las fac. Nu ai creat spate, picioarele stau în picioare, picioarele sunt picioare. Da, da. N-ar trebui să ducă gamba de la ala din spate, ca așa e la federație, da, la noi. Așa. Așa, dar mai în spate, ca ai gambe, da, ce să arăți. Vali, vreau așa de la tine, nu e prin fața camerei, unul la mână. Și doi la mână îmi dai împinsul cu gantele pe plan drept. După ăla, al doilea. Fluturare, în set compus cu împinsul la gantele, la drept. Pentru prima șansă e super bine. Atât. Foarte bine, bravo. Spate. Bun, și cu spatele ar mai avea. Fă amfora spate. Du-te mai la oglindă, du-te mai la oglindă. Așa, că ai lumină bună acolo. Hai că ai spatele ăla. Da. N-aș avea și o inserție așa pe spate. N-ai avut noroc. Mai mâna de două ori. Trebuie să muncești. Trebuie să muncești triplu decât muncești alt cu inserție. Bun. Mersi. Și abdomen cu coaps. Așa. Du-te mai lângă oglindă. Du-te mai lângă oglindă, se vadă frumos. Era afară cu înțelegere progresiv, ai deschis gura. Și zâmbești. Așa. Așa, te dai mergi la dentist. Ca să știi. De asta am și ținut să te dai roa afară. Bun. Îmi întreb și pe el ca pe toți ceilalți? Da, da. Ce ți se pare schimbat sau ce... Ce opinii ți-ai format după chestia asta? Ce se pare nou? Tot e nou, da? Da. Așa ca o remarcă, să știi că ești... Un pic de sudoare. Doar din 5 poziții. Doar de la efort static. Ești cel mai talentat din toți, ca idei. Da, foarte bine. Ai fluiditate, în afară că ai niște mușchi frumoși. Ești foarte tânăr și eu zic să continui. E păcat să nu continui. Să nu ți se urce la cap. Nu, nu se urce. E un tip echilibrat, așa că tot simt. Și practice în oglindă, da? Iar după ce ai făcut practice în oglindă, de exemplu, pozezi 10 dimineața, 10 seara, când nu ești mai mult, ia-ți oglinda și pozează singur. Și încearcă să te vezi cu ochii publicului. Ochii publicului fiind ochii tăi, de fapt, înțelegi? Ca fii foarte critic cu tine și când ai un dezechilibru, încearcă să-l accepti și lucrează pe el. Înțelegi? Problema personală la mine, îmi faci foarte bine tot, picioarele. Încearcă să-ți aduci trenul inferior la nivelul trenului superior, dar nu ca mult, e foarte proporțional ca să știi. Încearcă să ai fluiditatea mișcării și controlul mișcării cum ai în partea de sus, da?
cam asta, e rest ce spun, succes și ne mai vedem oricum. Cu drag. Take it slow.